astăzi ne-am adunat aici ca să vedem noua soluție a companiei dumneavoastră în domeniul telecom. Ne puteți spune în câteva cuvinte introductiv la ce se referă această nouă soluție adresată pieței de business din România? Lansăm astăzi iCare for Telecom. Este a doua soluție din portofoliul iCare pe care o prezentăm pieței românești. Este în principal o soluție de tip Customer Relationship Management, cu aplicabilitate directă în zona de Salesforce Automation, dedicată companiilor telecom. Este un instrument care, practic, este capabil să ofere acel 360 de grade view asupra unui client. Un instrument folosit și de marketing, dar și de vânzări și de customer service, practic toți cei care interacționează cu clientul. Da? Astfel încât să putem să îl cunoaștem mai bine. Da? Este, în primul rând, o soluție care leagă, practic, într-un unic repository, depozit, da, de informații, tot ce știm, tot istoricul interacțiunilor noastre cu clientul. Fie că sunt informații care vin din sisteme de billing, sisteme specifice industriei, sau, eu știu, sisteme financiare, sau informații pe care forța de vânzări și de marketing le colectează în mod curent în interacțiunea zilnică cu clientul. Cum putem să utilizăm Aici eficient, proactiv, instrumentul dumneavoastră? este într-adevăr, discuția este de proactivitate versus reactivitate. Deci, în mod normal, informația stocată într-un sistem folosește atât pentru să spunem, un tip de vânzare proactiv sau de customer service proactiv, cât și pentru un customer service sau vânzare reactivă. Vânzare reactivă înțeleg în momentul în care ești sunat practic de client, vreau un anumit tip de serviciu sau un anumit tip de am o anumită problemă la care am nevoie de un răspuns. În telecom, în general, în toate companiile de telecom, sistemele informatice au un rol foarte important. Și chiar ieri discutam cu o companie din Telecom 70 de sisteme. Deci găsești de la 10 până la 70 de sisteme. Sunt sisteme de tip ERP, sunt sisteme de tip billing, sunt call centere, sunt tot felul de sisteme care fac diverse lucruri, sisteme de document management. Deci sunt tot felul de sisteme care integrează și fac anumite lucruri. În general, toate companiile au acest gen de sisteme în spate care le permit practic să-și desfășoare fluxurile operaționale. Ceea ce este important și ceea ce este, mă rog, noi am venit cu acest concept în produsul nostru, este să reușim să integrăm aceste informații într-un singur loc. Practic, noi ce punem la dispoziție? Punem la dispoziție forței de vânzări sau forței de marketing, un loc în care, practic, forța de vânzări sau forța de marketing poate să vadă tot ceea ce sunt toate interacțiunile cu clientul, fie că sunt interacțiuni de sales, fie că sunt minute vorbite, fie că sunt habituri de obiceiuri de plată, fie că sunt case-uri deschise în call center. Deci, practic, în momentul în care deschide o conversație cu un astfel de client, are toate informațiile în așa fel încât să fie proactiv. Cât de ușor este să lucrăm cu acest instrument? De implementat, să implementa să mai greu sau mai ușor, mă rog, în funcție de organizație, În cât timp? dar riscul de neadopție din partea utilizatorilor rămâne în continuare unul dintre cele mai importante, mai să spun, motive din care proiectele CRM eșuează. Avantajul soluției este că lucrează pe o platformă pe care majoritatea utilizatorilor o cunosc. Da? Vorbim de platforma Microsoft, practic la baza aplicației iCare for Telecom, stă Dynamics CRM de la Microsoft, care vine cu toate avantajele tehnologiei Microsoft, mă rog, la nivel de usability, la nivel de ușurință în operare și, în ultimul rând, integrabilitate cu sistemele de tip Office. Toată lumea, sau mă rog, aproape toată lumea are în ținerea noastră un Outlook în față, de exemplu. Putem să lucrăm direct din Outlook. Nu e nevoie să ies de acolo ca să mă duc într-o altă aplicație să, eu știu, fac un anumit tip de Este un mare avantaj operațiune. pentru că Da, majoritatea așa. oamenilor de business au Outlook-ul deschis 90% din timp. Exact. Deci Da. Noi o zicem că, spunem că un utilizator poate începe să folosească iCare for Telecom după o zi de training.
pentru fiecare grup de end user, practic, pentru că noi discutăm aici de mai multe grupuri de end user, deci discutăm de cel puțin 4 grupuri diferite de end user, da? Deci forță de vânzări directă, forță de vânzări directă, forță de marketing, da? Forță de vânzări indirectă, deci ne referim aici la parteneri și nu în ultimul rând client service, customer service. Deci sunt 4 grupuri de utilizatori și practic fiecare grup, fiecare din aceste grupuri de utilizatori practic ar avea nevoie de o zi de training, așa fel încât să poată să folosească. Haideți să începem să descriem sistemul. Din punct de vedere modular, sistemul are următoarele module: sales, marketing, customer service, partner portal, social networking și evident modulul de administrare. În zona de sales vorbim de managementul de companii și contacte, vorbim de managementul de oportunități, zona de pipeline management. Evident, sunt fluxuri specifice diverselor canale, diverselor departamente de vânzări, fluxuri pe direct sales sau fluxuri pe telesales. De asemenea, putem introduce în sistem activități care țin de time management. În modulele de marketing avem posibilități de creare de campanii de marketing, de newsletter-uri, de e-communication, urmărirea de evenimente și urmărirea de răspunsuri la campaniile respective. Customer service este, așa cum ați dedus mai devreme, zona de call center în care putem introduce incidente. Evident, se pot urmări nu numai interacțiunile cu clienții, dar și zona de contracte. Și, bineînțeles, este disponibilă o bază de date cu articole, un soi de knowledge base, în care utilizatorul poate intra și accesa, eu știu, diverse evenimente care s-au mai produs ori la clientul respectiv, ori în alte zone, astfel încât să-l ajute în zona de răspuns. Vis-a-vis de alarme, există posibilitatea de import de blacklist-uri, astfel încât, eu știu, să se cunoască acei clienți care nu plătesc. Există, de asemenea, o posibilitate de integrare a acțiunilor de collection sau din alte sisteme, sau chiar se pot face din sistem astfel de activități de colectare a debitelor proaste. Și, bineînțeles, se pot stabili tot felul de notificări și alarme vis-a-vis de, eu știu, posibilitatea întâlnirii unui eveniment. Am înțeles că aceste soluții de Salesforce Automation, SFA, cum le denumiți, fac parte din CRM, dar, cum să zic, pot să nu facă parte din el. Adică CRM-ul nu este o condiție obligatorie ca să fie integrat. Adică el poate fi un modul poate separat. Fi un modul distinct, da. Distinct. Cât de integrabil este în sistemele care deja există pe piață? Nu am testat. În primul rând am testat toate sistemele de pe piață, dar există o zonă comună în care, o interfață comună în care se poate transfera informații într-un format standardizat, de exemplu XML sau fișiere text. Deci ideea asta se ajunge la un monitor comun și toate sistemele de pe piață pot genera asemenea formate care sunt deja standardizate. Deci chiar în cadrul produsului s-au făcut dezvoltări serioase, deci noi știam foarte bine că partea de integrabilitate cu sistemele operatorului este foarte importantă și practic am dezvoltat un modul care practic poate trage informații din aceste sisteme. De asemenea, poate și livra informații în mod automat, periodic, către alte sisteme. Există, evident, și modelul online. E foarte la mod acum. Este un trend care, cu siguranță, va ajunge să prindă și în România, mai devreme sau mai târziu. Chiar ne-am întors recent de la o conferință a Microsoft, unde cuvântul de ordine a fost cloud computing. Da? Deci, operatorii au posibilitatea de a-și muta întreaga infrastructură. Ideea de la care s-a pornit și, hai să spunem, punctul central este integrarea sistemului de Salesforce Automation cu Outlook-ul și modul în care ele lucrează împreună. La fel, integrarea Outlook-ului în terminale mobile, practic, ne oferă, practic, o posibilitate nelimitată de lucru cu sistemul. Fie că suntem în birou, fie că suntem la un meeting și ne deschidem de pe terminalul mobil, fie că suntem offline cu computerul, deci practic avem toate posibilitățile. 85% din utilizatorii de business în momentul ăsta, din câte am citit și noi statistici,
folosesc Outlook. Oamenii sunt foarte, foarte familiari. Cred că unul dintre principale avantaje ale iCare for Telecom diferențiator este faptul că este o soluție extrem de agilă. Da? Este o soluție care se implementează repede. Nu știu, la un operator mediu, să spunem, probabil că 3-4 luni poți avea un proiect live. Sigur, într-un operator mare discutăm de o durată mai mare de implementare, dar oricum mai scăzută comparativ cu soluțiile de care povesteam mai devreme. Este o soluție care se învață rapid, da? Spuneam o zi nu de training. Schimbă habiturile, nu schimbă habiturile în organizație și asta este extrem de important. Deci dispare teama și de în nou. Ultimul rând, da, care e rezistența la noi, e teribil de... și în ultimul rând e un tool extrem de ușor de administrat. Pe lângă faptul că avem atât de multe instrumente în această suită, da? Avem instrumente pentru marketing, vânzări, zona aceasta mai comercială, a apărut un modul interesant pe care nu l-am văzut la alte aplicații până acum, destinat social networking. Social networking, din ce știu eu, la operator, ține mai ales de zona de comunicare, de relații publice. Ține de zona de comunicare, dar nu numai. Tinde să devină un instrument extrem de agreat de customer service. Pentru că știm cu toții că rețelele sociale sunt acum un mediu în care toată lumea se exprimă liber. Da? Vrem să fim și reactivi față de, eu știu, opiniile care se pun pe una sau alta din aceste rețele sociale, nu le numesc, să putem să preluăm acest input în sistem și să putem să răspundem la comentariile făcute de clienți, da? Mai ales la cele negative. De asemenea, este un motor de diseminare de informație. Da? Aici ies un pic din zona de customer service, mă duc în zona de marketing. Rezumând, soluția poate fi, cum să zic, un instrument util și care reduce costurile, care crește viteza de informație în sistem, care mărește satisfacția clientului. În ultima instanță, acest 360 de grade view, dacă este folosit corect, da? Asta facem, nu? Deci pot să îl abordez, iată, prin social media, prin orice canal, pe orice temă care lui este familiară. De ce ar trebui operatorii să fie atenți măcar cu acest sistem dacă nu să-l adopte foarte repede? Sunt câteva motive foarte importante. În primul rând, criza și condițiile din momentul ăsta din România și nu numai aduce pentru fiecare operator sau trebuie să aducă o atenție mult mai crescută către clienții lor. Pe de altă parte, niciun operator de telefonie la ora asta sau nu de telefonie, de telecom în general, nu are timp un an jumate, doi ani să facă proiecte gigantice, mamut, încercând să implementeze soluții bombastice care să... Practic, noi venim cu un value proposition foarte puternic în sensul ăsta. Deci, pe de o parte, venim cu o tehnologie foarte familiară a utilizatorilor, care practic permite implementarea unui astfel de sistem în 3-4-5 luni în organizație. Adopția utilizatorilor este foarte mare, deci rata de adopție este foarte mare, practic noi ne schimbând modul în care ei lucrează. Și realmente le punem la dispoziție, o mai spun încă o dată și deci mi se pare punctul central al întregii discuții, posibilitatea de a integra sistemele existente într-un mediu și de a pune la dispoziția celor din vânzări, marketing și partenerilor un mediu de lucru coerent, integrat și care să adune informația din toate sistemele pe care ei le folosesc în organizație.